în mod special Organizația Femeilor Social-Democrate, condusă de mine, Organizația Femeilor de la Piatra Neamț, condusă de doamna Flori Vasiliu, Organizația Pensionarilor, condusă de domnul Nicolae Pușcașu, de la din județul Neamț, și Organizația Pensionarilor din Piatra Neamț, condusă de doamna Păduraru. Mai mult decât atât, alături de noi sunt membri ai Partidului Social Democrat, sunt consilieri locali, consilieri județeni, reprezentanți ai tinerilor social-democrat, care ne-am mobilizat forțele și am încercat să aducem o bucurie în casele dumneavoastră. Dumnezeu să aibă grijă de dumneavoastră la orice pas. Și Sfintele Sărbători Pascale să vă lumineze inima, casele și familia. Vă mulțumim! Cea care v-a vorbit este în fața dumneavoastră este doamna Emilia Arcan, semnator în Senatul României, președinta Organizației Femeilor Democrat, Social-Democrate din județul Neamț, vicepreședinte la nivel național și o apropiată doamnă de oameni cu probleme, cu greutăți, cu necazuri, așa cum sunteți dumneavoastră. Să-i zicem și noi, doamnei, și celorlalți prezenți aici, alături de Biserica noastră, doamnă, la mulți ani, cu sănătate, să la mulți ani! La mulți ani! Poate trebuia mai mult, dar la noi a devenit o tradiție. Partidul Social Democrat este alături de oamenii nevoiași. Nu neapărat cei care, din punct de vedere financiar. Însă, faptul că putem să venim cu bucurie în familia dumneavoastră, pentru noi contează foarte mult. Eu nu sunt singură. Sunt cu familia numită PSD. Această familie este în fața dumneavoastră și trebuie să le mulțumim fiecare în parte, pentru că fiecare a contribuit. Pentru că să putem să realizăm acest dar, am pus mână de la mână ca să putem să facem dumneavoastră. Mulțumim! 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 Mulțumim!